Stimați frații de credință, să redeschidem în această dimineață Sfânta Scriptură și cu prilejul sărbătorii pe care o celebrăm, și anume intrarea Domnului nostru Iisus în Ierusalim, să ne aducem aminte prin citirea Scripturii de câteva întâmplări petrecute în respectiva zi. Vom citi din Evanghelia după Luca, din capitolul 19, începând cu versetul 41. Luca 19:41. Pe când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni zile peste tine când vrăjmașii tăi te vor împresura cu șanțuri, te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis: este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Amin. Vă invit să vă reașezați. În această dimineață, mulțumesc lui Dumnezeu pentru prilejul pe care l-am de a ne reînnoi părtășia împreună cu Biserica Elim. Mulțumesc fratelui Ionel, prietenul meu vechi, pentru încrederea arătată și pentru posibilitatea de a sluji lui Dumnezeu la oaltă în această dimineață. M-am bucurat de reîntâlnirea cu fratele Gavrilă, i-am întâlnit și acasă la Dumnealui, la rugăciune și la biserică și în atâtea alte întâlniri cu frații slujitori. Domnul să vă dea sănătate și să vă asculte rugăciunile și să vă folosească mai departe. Aceeași bucurie am avut-o să-l reîntâlnesc pe fratele Cornel, ne cunoaștem de foarte mulți ani, i-am vizitat și în Statele Unite și în România, dumnealui se trage din părțile Clujului, nu ne-a spus. Domnul l-a folosit acolo, în părțile Clujului, și Statele Unite, este un om al lui Dumnezeu pe care îl respect foarte mult, familia dumnealui, ne bucurăm de prietenie și de părtășie și gândurile, pentru mine a fost o surpriză, am aflat ce gânduri aveți privire la următoarea perioadă, mă încurajează și ne onorează. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă călăuzească mai departe, iar acele cuvinte de prorocie care au fost spuse astăzi, să vegheze Dumnezeu să se împlinească. Amin. Pentru biserica dumneavoastră am un cuvânt de mulțumire. Știu că v-ați rugat pentru familia mea, Domnul să vă răsplătească, Domnul ne-a binecuvântat cu o fetiță. Se numește Lisa și este sănătoasă, Domnul să o crească mare și să binecuvânteze prin ea lucrarea lui Dumnezeu. Văd acolo niște prieteni care ne-au purtat în rugăciune, n-a știut, acum ați aflat, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pentru această dimineață am citit cuvântul Domnului cu gândul de a vorbi pe această temă legată de intrarea Domnului nostru Iisus în Ierusalim, un eveniment cu mare încărcătură în ce privește misiunea Domnului Iisus. Cuvântul ne spune că după intrarea aceasta în Ierusalim, după primirea sa triumfală, au urmat evenimente care s-au precipitat repede. În următoarele 5 zile, Domnul Iisus urma să moară, în ziua a 5-a, în ziua de vineri, urma să fie răstignit, să plătească preț pentru răscumpărarea noastră. Adevărul este că El a venit în lume cu acest scop. Și deși oamenii, în ziua de florii, l-au primit cu mare entuziasm, totuși, Domnul Iisus a știut că entuziasmul acesta este de scurtă durată și că aceleași mulțimi care îl primeau cu mare bucurie se vor întoarce împotriva lui în zilele următoare și vor striga: răstignește-l, răstignește-l. Domnul Iisus,
care este Fiul lui Dumnezeu și care știe totul și vede în avans totul și controlează totul, a știut aceste lucruri și în ziua de florii. Am citit aceste cuvinte, în mod deosebit cuvinte care au surprins, care surprind reacția pe care a avut-o Domnul Iisus față de Ierusalim, față de poporul Israel. În această dimineață, mesajul pe care vi-l voi împărtăși, l-am intitulat Ziua Cercetării. Dacă e o întâmplare, o împrejurare descrisă în Scriptură, care ilustrează bine ce face Dumnezeu în ziua cercetării, întâmplarea aceea, împrejurarea aceea este intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, sărbătoare pe care noi o numim Sărbătoarea de Florii, Ziua Cercetării. Dacă e să ne aducem aminte, încă din vechime, pe paginile Vechiului Testament, sunt relatate multe împrejurări în care Dumnezeu cercetează pe poporul Său. Vine la poporul Său, caută pe poporul Său, are de transmis un mesaj poporului Său. În perioade diferite, Dumnezeu a cercetat bărbați, a cercetat femei, a cercetat familii, a cercetat oameni tineri sau oameni în vârstă, a cercetat cetăți, seminții, popoare, cărora le-a vorbit. Au fost aceste perioade de timp în care Dumnezeu s-a apropiat de oameni, de familii și de popoare. Ziua cercetării. Credem că Dumnezeu se apropie și de noi și că are milă și de noi, binecuvântat să fie numele Lui în veci. Așa că putem să spunem că această zi a cercetării este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și pentru noi. Revenind la cuvântul pe care l-am citit, aș vrea să subliniez în această dimineață că în ziua cercetării, patru lucruri distincte despre ziua cercetării. Auzim despre ea. De atâtea ori vorbim despre ziua cercetării, mai ales când avem adunări în cadrul cărora ne rugăm lui Dumnezeu pentru mântuirea semenilor noștri și predicăm Evanghelia ca oamenii să se întoarcă la pocăință, ziua cercetării. De bună seamă că ziua cercetării este o binecuvântare de la Dumnezeu, nu numai pentru aceia care nu-L cunosc pe Domnul până acum, ci este o binecuvântare de la Dumnezeu și pentru aceia care îl cunosc pe Dumnezeu de mai multă vreme. Și cei care sunt creștini au nevoie de cercetare din partea lui Dumnezeu, de binecuvântarea zilei cercetării. Patru lucruri distincte despre ziua cercetării. Întâi să le numerotăm și apoi să le aprofundăm. Ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu ne caută. Asta este nota dominantă a zilei cercetării. Dumnezeu și-a pus în gând să ne caute, să vină la noi. În al doilea rând, ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu are milă de noi. Vine la noi cu bunăvoință, vine la noi cu milă, vine la noi să ajute. El poate veni și cu alte gânduri. A mers la unii oameni cu alte gânduri. A căutat cetăți cu alte gânduri. Vă aduceți aminte când a cercetat Dumnezeu Sodoma, cu ce gânduri a cercetat-o? Și când l-a căutat pe Irod, cu ce gânduri l-a căutat? În ziua cercetării însă, Dumnezeu ne caută ca să ne facă bine. Ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu are milă. În al treilea rând, ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu ne descoperă adevărul. El vine la noi în milă ca să ne pună în față adevărul. Nu întotdeauna adevărul pe care urmează să ne-l spună este confortabil pentru noi, dar întotdeauna este salvator, este binefăcător, este mântuitor. În ziua cercetării Dumnezeu îți spune adevărul. Și în final, patrulea rând, ziua cercetării este ziua în care te poți întoarce la Dumnezeu. Dumnezeu dă oportunitatea, deschide ușa, Dumnezeu ajută și primește, lăsând această posibilitate a întoarcerii la Dumnezeu. Nu ne putem noi întoarce la Dumnezeu când ne taie cap. Și adevărul e că nici nu ne vine în gând să ne întoarcem la Dumnezeu dacă nu ne cercetează Dumnezeu mai întâi.
Haideți să ne uităm la aceste patru caracteristici ale zilei cercetării. Primul rând, ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu te caută. Așa citim în cuvântul nostru, Iisus s-a apropiat de cetate, a văzut-o. Iisus a intrat în templu. Iisus s-a apropiat de Ierusalim, citim mai înainte. A venit de la Betania spre muntele numit al măslinilor, Iisus s-a apropiat de Ierusalim. Toate aceste acțiuni ale Domnului nostru Iisus reflectă faptul că în această zi a cercetării Dumnezeu caută. Dumnezeu se apropie de ai săi. Dumnezeu vine. În Matei, în capitolul 23-37, sunt consemnate cuvintele Domnului Iisus, cuvinte care surprind această căutare a lui Dumnezeu după ai săi, după aceia pe care îi iubește și de care are milă. Iată ce este scris. Ierusalime, Ierusalime. Era vorba de Israel, reprezentat prin capitala lui. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. Ce cuvânt greu! Ce cuvânt tulburător și profund! Dumnezeu a avut milă de Israel, a avut milă de Ierusalim. L-a cercetat în atâtea și în atâtea rânduri. I-a vorbit în atâtea și în atâtea rânduri. A trimis Dumnezeu în mijlocul acestui popor slujitori ai săi, oameni ai lui. Cum citim în versetul 34 din Matei 23. Iată, vă trimit proroci. Și când auzim de asta, ne bucurăm. Vă trimit înțelepți. Vă trimit cărturari. Dumnezeu cercetând, Dumnezeu căutând, trimite slujitori ai săi prin care vorbește oamenilor în limbajul lor, proroci, înțelepți, cărturari. Ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. Și apoi, de câte ori am vrut să strâng copiii tăi, cum îți strânge găina puii sub aripi și dați fruct. Ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu ne caută. Slăvit să fie numele Lui. El se apropie de noi, te caută. Această acțiune a lui Dumnezeu, am vrut să-ți strâng copiii, cum îți strânge găina puii sub aripi. Imaginea aceasta este extrem de sugestivă. Eu am copilărit la țară, într-un sat de unde porneau munții Apuseni. De la noi încolo nu erau decât munți și păduri și dealuri cât vezi cu ochii. Pentru cei care v-ați născut în Viena sau ați copilărit la oraș, imaginea aceasta cum îți strânge găina puii sub aripi, nu știu cât de multe transmit. Dar așa imaginea copilăriei mele. Părinții mei, ca orice alți oameni gospodari, creșteau și găini. Cloșca scotea pui, boboci din ou. Și apoi părinții le trimiteau acolo în capătul grădinii. Și de acolo luau în iarbă una și alta, 20-30 de puișori în jurul unei găini. De departe, de acolo, din păduri, se ridica în zbor uliu. Își căuta prada. Și acolo, de sus, de sus, se uita în grădină la noi. Și vedea pe puișori. Și punea ochii pe ei. Și acum se lăsa în lin, în zbor. Și la un moment dat se întâmpla ceva. Nu știu pe ce căi. Mama puiilor dădea alarma, un sunet specific pe care puii imediat îl înțelegeau. Și din toate părțile, din toate direcțiile, veneau către ea și intrau sub aripile ei. Și logic așa, și întindea aripile deasupra puiilor și vulturul sau uliul ăla așa de sus, săgeată,
Dar nu mai avea pe cine lua. Toți erau sub aripi. În schimb, se năpustea asupra mamei puilor. Și începeau lupte. Și de cele mai multe ori, mama învingea. Asta este imaginea. Ierusalimei, ca niște pui proaspăt ieșit în găoace. Firavi, slăbuți, vulnerabili, așa sunteți. Și a venit asupra voastră primejdia, dușmanul. Și am vrut să vă strâng sub aripile mele cum îi strânge găina pui sub aripi. Și voi, în schimb, ați vrut. Puii ăia mici, fără minte, au vrut. Instincte de conservare, instincte naturale, i-au făcut să înțeleagă sunetul de alarme emis de mamă și au fugit repede și s-au adăpostit. Și voi ați făcut exact pe dos. Pe aceea pe care i-am trimis să vă anunțe, i-ați omorât. Pe aceea prin care v-am cercetat, i-ați respins. Ierusalime, Ierusalime, ăsta a fost cuvântul. Și sigur că trebuie să ne gândim și noi la reacția noastră. Dumnezeu în ziua cercetării ne caută, binecuvântat să fie în numele Lui. Căutarea lui Dumnezeu este binecuvântarea Lui, ne găsim în atenția lui Dumnezeu, este mare har să te găsești în atenția lui Dumnezeu. Este mare har să-ți vorbească Dumnezeu, este mare har să se gândească Dumnezeu la tine, să își dorească să se apropie de tine. Avem acele frumoase pilde ale căutării. Femeia caută bănuțul pierdut, păstorul caută oaia pierdută, tatăl caută fiii pierduți. Îi așteaptă. De regulă citim pilda fiului risipitor. Acolo au fost doi, unul pierdut departe de casă și unul pierdut în mijlocul casei. Tu poți să rămâi acasă și să fii pierdut în mijlocul ei. Tatăl i-a căutat. Inima lui a fost deschisă față de ei. Oaia a fost pierdută, păstorul a căutat-o. Este vremea cercetării. De bună seamă că nu e relevant să răspundem la întrebarea ce s-a întâmplat cu oaia aceea de s-a rătăcit și s-a pierdut. Până la urma urmei, fiecare inimă știe unde este și de ce este. Cum ai ajuns unde ești? Ce te-a prins? Ce te ține în loc? Cum de-ai ajuns în starea spirituală în care te afli? La aceste întrebări, cel mai bine poate să răspundă inima ta. Dar în această zi a cercetării, un lucru este foarte important de subliniat. Dumnezeu este în căutarea ta. Dumnezeu este în căutarea ta. Nu te-a abandonat. Este în căutarea ta. Binecuvântat să fie în numele Lui. Așadar, în ziua cercetării, e vremea, ziua cercetării este vremea în care Dumnezeu ne caută sufletele pierdute. Are milă de noi, binecuvântat să fie în numele Lui. Și aceasta este a doua caracteristică, notă specifică a zilei cercetării. Ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu are milă de tine. Nu doar ziua în care ne caută, ci și ziua în care are milă de noi. Spuneam la început că în alte circumstanțe Dumnezeu a căutat pe niște oameni, a căutat cetăți, a căutat familii, dar nu cu gând salvator. Le-a căutat cu gândul judecății. Vă aduceți aminte cum a căutat Sodoma? Alte planuri a avut atunci Dumnezeu. Sau în ziua aceea socotelilor pentru Core, Datan și Abiram, Dumnezeu a rânduit un moment în care s-a arătat în mijlocul poporului căutând și acele familii și nu le-a căutat în milă. Nu vorbim acum de ziua judecății, ci vorbim de ziua cercetării. Întotdeauna în ziua cercetării, Dumnezeu se apropie de oameni motivat de milă. Iisus s-a apropiat de cetate, așa citim. A văzut-o și a plâns pentru ea. Este mila lui Dumnezeu, a plâns, este compasiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu are milă și de noi, are milă de familiile noastre, are milă de națiunea noastră, are milă de bisericile noastre și binecuvântăm numele Lui pentru această milă. Vorbele pe care le spun, vă rog să le luați din partea lui Dumnezeu.
E ziua cercetării. Dumnezeu caută sufletul tău. E ziua cercetării. Dumnezeu are milă de sufletul tău. Ia aceste cuvinte ca de la Dumnezeu, nu de la un om. Ce a fost, a fost. Dacă e că Dumnezeu ne caută, nu ne caută că am fost buni. Ne caută așa cum suntem, cu gândul să ne facă mai buni. Auziți cum a vorbit poporului în vremea lui Osea. Osea 11 cu versetul 8. Contextul mai larg ne arată felul în care Dumnezeu a vorbit acele generații în atâtea și în atâtea feluri. Forme diverse, revelații diferite, intervenția lui Dumnezeu de multe tipuri, de multe feluri, doar. Le-a îngăduit vremuri bune, i-a dus și prin strâmtorări, n-au învățat nimic. Toată cercetarea lui Dumnezeu n-a avut nicio semnificație pentru ei. Toată mila lui Dumnezeu n-a avut nicio greutate pentru ei. Inima lor era aplicată spre rău și se duceau din rău în mai rău. Iar acum, în acest moment de frământare și de hotărâre, iată ce a spus Dumnezeu. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Rămânea această posibilitate. Inima poporului pe care îl iubesc este împietrită. Inima acelora pe care îi iubesc și îi caut ca să am milă de ei, nu vrea să răspundă. Sunt înfășurați, împrinși în rele, nu se lasă, nici cum. S-au împietrit prea tare. Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Vezi care este inima lui Dumnezeu? Pasiunea lui pentru sufletele noastre. Dorul arzător pe care îl poartă. Mă gândesc că acestea sunt cele prinse în cuvintele Iisus a plâns pentru ea. El are milă și de noi, binecuvântat să fie numele Lui. Avem înaintea Lui trecere. E vremea în care poți să cunoști compasiunea Lui Dumnezeu, dragostea Lui Dumnezeu față de tine. Dacă ne-ar face Dumnezeu după meritele noastre, dacă ne-ar trata plătind pe drept faptele noastre, niciunul n-am stat în picioare. Dar este vremea cercetării. Și în vremea cercetării Dumnezeu îi caută pe oameni cu gândul să le reveleze mila Lui. Primește mila Lui Dumnezeu. Nu o disprețui. Unii oameni nu înțeleg sensul milei Lui Dumnezeu. Sunt așa de împietriți de păcatele care au înfășurat încât înțeleg mila Lui Dumnezeu pe dos. Spre exemplu, aveam cu cineva o vorbă. Și a zis așa, nu cred în Dumnezeu. Dar de ce? Pentru că nu e corect ce se întâmplă în lume. Dar ce se întâmplă în lume? În lume este mult rău, multă suferință. Dacă Dumnezeu este să facă rânduială în lume, să facă dreptate în lume, să pedepsească răul din lume, să fie o lume mai bună, ce Dumnezeu este care nu face lumea mai bună? A durut ce a spus. Și atunci am zis, ascultă-mă. Și de unde ai vrea să înceapă Dumnezeu să facă ordine în lume? Așa e cum spui, lumea e rea, oamenii se strică. Dumnezeu a decis să nu intervină. Hai să-L rugăm să intervină, să se apuce să facă rânduială, să măture rău, să pedepsească păcătoșii. Cu cine să înceapă? Așa e când mintea ta te-ai gândit să înceapă Dumnezeu de la capătul celălalt al lumii. Cu aia care-s mai de departe. Și rând pe rând să facă rânduială și când ajunge la tine să fie o lume perfectă. Dar de ce n-ar începe cu tine, Dumnezeu? De ce ești tu mai bun ca alții? De când pentru tine mila lui Dumnezeu, răbdarea lui Dumnezeu, îngăduința Lui e o încurajare să păcătuiești?
De când bunătatea lui Dumnezeu, mila lui, răbdarea lui e interpretată de un suflet împietrit ca nepăsare sau mai grav, ca lipsă de implicare și chiar ca sens al existenței lui Dumnezeu. E vremea cercetării, binecuvântat să fie Domnul. Și în vremea aceasta a cercetării, Dumnezeu, cum am spus, ne caută și are milă. În al treilea rând, în ziua cercetării, Dumnezeu îți descoperă adevărul. Partea aceasta e mai puțin populară, dar nu mai puțin salvatoare. Nu poți să treci la salvare, la mântuire, fără să fii confruntat cu adevărul, pus față în față cu realitatea. De fapt, de asta vine Dumnezeu și în milă vorbește, punând în fața noastră adevărul, ca o oglindă în care ne putem vedea chipul. Ierusalime, Ierusalime, de-ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Asta a vrut Dumnezeu. Să reveleze, să pună în fața acelei generații, acelor oameni, adevărul. Lucrurile care puteau să le dea pacea. N-aveau pace. Dumneata ai? Sunt suflete care n-au pace. Nu se pot liniști nici cum. Conștiința apasă grozav, somnul este deranjat și este tulburat. Nu te poți bucura nici de ce-i bun în jurul tău, pentru că acolo, în adâncul sufletului tău, ceva s-a rupt. Nu-i pace. Iisus nu se referă doar la partea asta, că nu e pace. El nu se limitează la a pune un diagnostic. Nu ești bine, starea ta nu e bună, n-ai liniște, n-ai pace, nu te poți bucura, nu poți înainta, nu poți prospera. Este doar diagnosticul. Iisus merge spre soluție. Lucrurile care pot să-ți dea pacea. Ierusalime, de-ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Frații mei, adevărul pe care ne-l revelează Iisus întotdeauna ne dă pace. El ne descoperă adevărul. E vremea să fii confruntat cu adevărul despre tine. E vremea să accepți ca Dumnezeu să numească care este adevărul acela. Din trecutul tău, din starea ta prezentă, din lumea motivațiilor tale, a iubirilor tale, a pasiunilor tale, poate a căderilor tale. Poate că ai căzut și în ziua cercetării Dumnezeu te confruntă cu adevărul. Ai căzut, te mai ascunde. Ai comis împotriva lui Dumnezeu lucruri de care îți pare rău. Acceptă adevărul acesta. Nu mai da vina pe alții. Nu te justifica precum un copil mic. Acceptă adevărul. Doar așa vei regăsi pacea. Unii oameni, în loc să accepte adevărul cu privire la sufletele lor, preferă să fie în continuu fugari precum Cain. Să se ascundă după tot felul de explicații, să nege. De vreme vei face așa, nu-ți vei găsi pacea. Vremea cercetării este vremea în care trebuie să conștientizezi adevărul. Chiar dacă este dureros, dacă ai căzut într-un anumit păcat, într-o anumită greșeală, dacă s-au întâmplat în viața ta, în familia ta, lucruri pe care le regreți, nu le mai ascunde. Nici nu trebuie să le popularizezi, nu asta vreau să spun, ci vreau să spun doar să le recunoști, să ceri lui Dumnezeu în rugăciunea ta iertare, să cauți un slujitor al lui Dumnezeu cu care să vorbești și să te bucuri de vremea cercetării. Dumnezeu îți va da pacea din nou, binecuvântat să fie în numele Lui. E mare har ca Dumnezeu să-ți vorbească adevărul. E mare har. Când Dumnezeu lasă pe om de capul lui,
Această lăsare de capul lui, a omului, este o formă a judecății. Aduceți-vă aminte de 2 Tesaloniceni, capitolul 2, unde cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre felul în care Dumnezeu se va purta cu o generație care s-a întors împotriva lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne spune, citim de la versetul 7, taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea slavei sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Și cu toate amăgirii nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Și auziți, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Și pe ei a cercetat Dumnezeu, dar n-au primit lucrarea adevărului, n-au primit calea adevărului ca să fie mântuiți. Și apoi, cuvântul lui Dumnezeu continuă spunându-ne, din pricina aceasta, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Dumnezeu în ziua cercetării revelează adevărul. Și dacă accepți adevărul, Dumnezeu te duce la mântuire. Dacă refuzi adevărul acela, vine vremea de împietrire. În vremea cercetării, Dumnezeu ne spune adevărul. E vai dacă te lasă Dumnezeu în pace. E vai dacă nu-ți mai vorbește Dumnezeu. Ferice de tine dacă îți vorbește Dumnezeu, ferice de tine dacă îți vorbește prin predică, dacă îți vorbește prin părinți, ferice de tine că-i cineva să te tragă de mânecă, ferice de tine dacă îți vorbește cineva prin prorocie, dacă îți vorbește Duhul Sfânt un cuvânt, poate e greu cuvântul, dar ferice de tine dacă îl spune. Vai de tine dacă nu-ți mai vorbește. Imaginați-vă, vă rog, un copil mic, să zicem un copil de 5 ani. Copilul acela, ca și copilul, se apucă de a lui, cine știe de unde. Poate că e și vina ta, s-a uitat prea mult la desene animate. Și în mintea lui acum au venit tot felul de scenarii care se potrivesc în minte de copil. Un părinte îmi zicea, nu știu ce să mă fac, fetița asta noastră s-o sui pe masă și și-o pus aripi dintr-un cerceaf și-o sărit de pe masă, așa, în mijlocul casei, să zboare, că așa au văzut ea în desene animate. Și s-o lovit un pic. Și am zis, ascultă-mă, mulțumește lui Dumnezeu că n-o sărit de la balcon, stătea la etajul 4. Și asta e o atenționare pentru tine. Dacă îți vezi copilul pornit așa, el se crede Superman, intră în balconul locuinței, se suie acolo sus, zice, tati, să vezi ce faci. Îi spui ceva sau nu îi spui nimic? Intervii zicând copilului tău adevărul sau îl lași să se ducă? Intervii. Cauți să faci tot ce stă putere. S-ar putea copilul tău să nu te înțeleagă, să plângă. S-ar putea să reacționeze, s-ar putea să se opună, s-ar putea să te critique, să te judece în capul lui de copil. Cum facem și noi capetele noastre de copii, imaturi în credință, când Dumnezeu ne vorbește, când slujitorii ne vorbesc, când părinții îți vorbesc. Dacă a zis mama ta, la 10:30 ești acasă, de ce te superi? Și dacă ai venit la ora 11 și a doua zi te ceartă, de ce te superi? Cum ar fi mai bine pentru tine? Să vii la ora 3 noaptea? Să vii drogat, băut? Și să nu te întrebe nimeni nimic? Să nu te atenționeze nimeni, să nu spună nimeni o vorbă, să nu fie acolo un tată, o mamă care să atragă atenția? Cum ai vrea? Să te prăpădești, să te duci până la capăt în nelegiuire, să-ți distrugi sufletul, să ajungi în punctul în care să nu mai poți veni înapoi? Așa ar fi mai bine. Și dacă Domnul trimite oameni prin care îți spune adevărul, te superi? Și pui gând rău acelor slujitori ca Ierusalimul, care omora pe prorocii, trimiși de Dumnezeu să le spună adevărul.
Știți că și în vremea noastră sunt oameni care fac așa. Prin supărare pe păstor, pe profet, supărare pe părinți, supărare pe conducătorul de tineret, pe cel care unde, că avem un mai mare în Domnul așezat de Dumnezeu. În vremea cercetării Dumnezeu ne spune adevărul. Cum ar fi mai bine? Să ne lase de capul nostru? Să ne ducem din rău în mai rău? Să nu ne vorbească prin nimeni? Să ne lase în voia conștiinței? De-i bună, slăvit să fie Domnul, dar mă tem că se strică. Ierusalimului s-a stricat rău de tot. Vă rog să observați, Iisus a intrat în Ierusalim, a intrat în templu și acolo în templu a făcut niște acțiuni de restaurare a templului. Poporul a primit cu bucurie și ce e ciudat de observat, că aceia care ar fi trebuit să fie primii în a da lui Dumnezeu slavă, că a cercetat mântuitor pe poporul său, au declarat dușmănie lui Iisus și se gândeau în mințile lor cum să-L ucidă și nu știau cum. Acolo se poate ajunge. Să ridice Dumnezeu un moment în care, în vremea cercetării, căutându-te, având milă de tine, totuși, îți spune adevărul. Un adevăr neplăcut. Dacă ți l-ar vorbi în conștiință, ți l-ar fi vorbit în conștiința ta. Ascultați-mă bine. Dumnezeu ți l-a vorbit în conștiința ta și nu i-ai dat dreptate. Nu e de dreptate până acum. Și pentru că te iubește și te caută, văzându-te surd la această voce delicată, sensibilă a Duhului în noi, care niciodată nu ne face de rușine. Când te-a făcut de rușine conștiința ta? Niciodată. Când te-a spus cugetul tău în gură mare? Niciodată. Discret, în Duhul tău, în tainele sufletului tău, Duhul Sfânt spune acolo în cugetul tău, nu-i bine, ăsta e adevărul, îndreaptă-te, nu-i bine. Dar n-ai vrut să asculți. Și atunci Dumnezeu vorbește din exterior. Îți poate vorbi prin oameni, prin împrejurări, când nu mai poate vorbi nici prin oameni, când urechea ți-e surdă și la vocea prin slujitorii lui Dumnezeu, atunci îți vorbește prin încercări. Te trece prin cuptor, te apasă, că știți, nu-i dascăl mai bun ca durerea. Și dacă nici așa nu vrei, nu știu ce ar mai putea să fac. Există o limită, după care nu mai face nimic. Haideți să ne uităm la două momente din istoria Ierusalimului. Vremea lui Ezechia și anul 70 după Iisus. În vremea lui Ezechia, Ierusalimul a fost înconjurat de oști. O armată numeroasă a năvălit din îndepărtare. Asirieni erau acolo. 120.000. 160, 180.000, 180.000. Pe vremea lui Gedeon a fost 160.000. 120. Ei, o armată numeroasă. N-aveau cum să-i facă față. Ezechia s-a rugat. Doamne, ai milă de noi. Domnul a ascultat. Un înger al lui Dumnezeu a coborât din partea lui Dumnezeu în mijlocul armatei asiriene și un gest. Și dimineața au fost toți trupuri moarte. A ajutat Dumnezeu. Anii au trecut, intervenția aceasta lui Dumnezeu a devenit istorie, a devenit pildă pentru următoarele generații, a devenit încurajare pentru alte generații viitoare. În vremea lui Iisus, Ierusalimul a respins. Au refuzat adevărul, au refuzat căința, s-au împietrit, s-au făcut din răi în mai răi și au zis în momentele acelea de refuz, sângele lui să cadă asupra capetelor noastre și asupra copiilor noștri. Și l-au dat la moarte pe Iisus. Nu știu ce înseamnă vorba asta. Au trecut 30 de ani și deodată au venit armatele romane. Exact cum a zis Iisus aici. Vor veni zile când dușmanii vor săpa șanțuri în jurul tău și te vor înconjura cu oști. Și așa a venit. Au trecut de porțile orașului, de zidurile orașului. Iosif Flavius spune că preoții s-au dus în templu și s-au rugat. Era acolo templul lui Dumnezeu, ca pe vremea lui Ezechiel.
Au adus lui Dumnezeu jertfe. Leviții au adus lui Dumnezeu mijlociri, s-au rugat, au cerut intervenția lui Dumnezeu. Familiile au intrat în templu, în perimetrul templului, au zis, templu Domnului, au cerut lui Dumnezeu ajutor. Știți ce a făcut Dumnezeu? Nimic. Efectiv nimic. Pe vremea lui Ezechia a trimis un înger, care numai așa s-a uitat la Siria și a zis, și-au murit 180.000. De data aceasta n-a mai făcut nimic. Iosif Flavius arată că romanii au făcut atrocități inimaginabile. Tot ce le-a ieșit în cale au distrus. Mame, copii, bărbați, femei, mai ales că lăsase o ușă deschisă. A fost un armistițiu. Și armistițiul acela s-a spus pentru scurt timp, cine vrea să plece este liber și cine nu iese până la data cutare alege să moară. Și asta a fost profețită de Iisus în ce a atenționat. E scris în Matei 24. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, cine-i pe acoperișul casă să nu se mai ducă în casă, să iasă, plece repede. Cine e la câmp, nici să-ți mai e drumul, rămas bun, fiecare să scape viața. Aia a fost armistițiu. Și nici asta n-au vrut să priceapă. Au zis, templu Domnului, templu Domnului. Au tăiat romanii pădurile din zonă, mii de cruci au pus pe marginea drumurilor și au pus pe cruce pe cine o găsit. Cine l-a căzut în mână a fost răstignit. O peteapsă anunțată de Iisus. Știți ce este dureros? Dumnezeu le-a vorbit, n-au vrut să asculte. Și pentru că n-au vrut să asculte, după ce a trecut vremea cercetării, rugăciunile lor n-au mai fost auzite. Au fost lăsați de capul lor. Și la asta trebuie să ne gândim. Pentru că dați-mi voi să vă spun, în ziua cercetării Dumnezeu ne caută, Dumnezeu are milă de noi, Dumnezeu ne vorbește adevărul, dar ziua cercetării are și un sfârșit. Este o perioadă definită de timp, are o limită, trece. Nu e favorabil Dumnezeu tot timpul, nu caută tot timpul, n-are milă tot timpul, nu vorbește adevărul tot timpul. Și când spun nu vorbește adevărul tot timpul, spun că de multe ori după vremea cercetării Dumnezeu tace. Nu mai zice nimic. Asta e partea cealaltă. Când îți spune adevărul, oricât ar fi de dureros, e mântuire. Lui Ahab i-a zis, vei muri negreșit. Lui Manase i-a zis, vei muri. Dureros adevăr a fost. Omul s-a căit, Dumnezeu l-a iertat. Celor din Ninive, Dumnezeu le-a zis, încă 40 de zile, Ninive va fi nimicită. Un adevăr dureros. Sodomei nu i-a zis o vorbă. După vremea cercetării, Dumnezeu nu mai zice nimic. În al patrulea rând, ziua cercetării este ziua în care te poți întoarce la Dumnezeu. Toată această investiție a lui Dumnezeu, bunăvoință a Lui, are ca finalitate mântuirea. E vremea pe care trebuie să o cunoști. Și vremea în care te poți îndrepta, te poți întoarce la Dumnezeu. Ziua cercetării este ziua în care Dumnezeu este cu brațele deschise. Oportunitatea mântuirii nu trebuie pierdută. Răspunde în fața harului lui Dumnezeu. Evreii atunci au respins vremea. Romanii au venit și s-au năpustit asupra lor și nimeni nu i-a mai ascultat. În vremea aceasta în care trăim noi acum, Dumnezeu ne este aproape. Faptul că în această dimineață ne găsim la adunare, eu aș spune că este o expresie a vremii cercetării. Faptul că puteți auzi aceste cuvinte este o expresie, o dovadă a vremii cercetării. Faptul că ți-ai adus aminte că trebuie să faci o îndreptare este o dovadă că Dumnezeu te cercetează. Și nu e suficient doar să recunoști adevărul, ci trebuie și să te întorci la Dumnezeu. Pentru unii dintre noi, această întoarcere la Dumnezeu înseamnă, pentru prima dată, să-ți predai viața lui Iisus Hristos. Pentru cei mai mulți dintre noi, această vreme a cercetării înseamnă rededicare.
reconsacrare, reînnoire a legământului, o repredare față de Dumnezeu. Vremea cercetării este ziua în care te poți pocăi și poți să primești mântuirea. Și această dimineață, stimați frați, stimate surori, este un prilej potrivit. Nu pot să nu spun în această dimineață că vremea cercetării trebuie să fie conștientizată. Ziua în care Dumnezeu te cercetează trebuie să fie conștientizată de sufletul tău. Reține, e îndurarea lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Lui. Și cel mai bun lucru pe care îl poți face este să te reîntorci la Dumnezeu. Poate că a fost grozavă căderea, să fie și ridicarea pe măsură. Rușinoasă a fost căderea, dar cât ar fi de rușinoasă să nu-ți pierzi speranța. I-am auzit pe unii vorbind rău, dacă ai căzut după ce te-ai botezat, nu-i mai nicio nădejde. Evrei 6, în iad ajungi, nu mai arată Dumnezeu pe cel care a căzut după botez. În care Biblia a citit asta? Nu scrie în Scriptură că dacă am păcătuit, avem la Tatăl Mijlocitor? Dacă ne mărturisim, păcatele este credincios și drept ca să ne primească, să ne ierte, să ne curățească? Nu-i scris în Biblie că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci mai degrabă să se întoarcă, să aibă viață? Nu din mijlocul familiei a plecat fiul risipitor? N-am măsurat noi cât de mare e harul lui Dumnezeu. Și de-am încercat să măsurăm, nu o să ne dăm seama cât e de profund. Un lucru spun, pe acela care se smerește, pe acela care se căiește, Dumnezeu îl primește. Vremea cercetării este vremea împăcării cu Dumnezeu. Și potrivit în această dimineață să ne rugăm Domnului în încheierea slujbei, întorcându-ne către Domnul. Iată dar cele patru lucruri despre ziua cercetării. Ziua în care Dumnezeu te caută, ziua în care Dumnezeu are milă de tine, ziua în care Dumnezeu îți spune adevărul și ziua în care te poți pocăi. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.